Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 10, filiala de Cruce Roșie Iași a deschis un punct umanitar pentru cetățenii ucraineni. Aceștia pot veni aici să-și aleagă produsele necesare în funcție de necesitate. Chiar în spatele meu avem atât produse alimentare, cât și produse de igienă. La doar două zile de când s-a deschis centrul, au apărut și primii refugiați. Această familie este venită din Kiev, iar în total sunt 11 persoane care au nevoie de diverse bunuri. Au putut ajunge doar mama și fiica. Ambele au încercat să adune în câteva pungi toate cele necesare. N-am scăzale vie grose, volontiori, abătăm centri. Despre acest centru am aflat de la voluntarii din Egros. Noi am vrut să aflăm de unde putem lua niște produse, deoarece în familia noastră avem două bunici și bunelul, pisică, câine, iar bani nu mai avem. Am venit să luăm mâncare pentru toți, am luat produse de igienă, pături, mâncare caldă, prosoape, de toate. Și nu sunt singurii care vin după ajutor. Refugiații au aflat de pe rețelele sociale de acest punct și acum vin în număr mare să ia lucruri de strictă necesitate, venită din donațiile ieșenilor cu inimă mare. Uznali at centri od naših sotecistvennikov. M-au adăugat pe un grup și acolo am văzut informații și am decis să venim aici să căutăm ajutor. Am luat lapte, zahăr, paste, produse de igienă, papuci de cameră, chiar și mâncare caldă pentru mine și copiii mei. Vă mulțumim foarte mult pentru tot. Aici vor găsi de la încălțăminte, cartele SIM, produse de igienă pentru adulți și pentru copii, produse alimentare neperisabile. Am mers pe ideea că ei fiind cazați în apartamente au o bucătărie la dispoziție și își pot lua și ulei, zahăr, făină, orez, efectiv ce au nevoie. Totodată, refugiații găsesc la Crucea Roșie și mâncare caldă. Trebuie doar să vină în intervalul orar 13-15. Undeva în jurul orei 1, orei 13, ne ajung și 20 de porții de mâncare caldă, pe care ei și le pot ridica de la noi. Și pentru că am fost întrebată ieri dacă ei își pot ridica zilnic, da, își pot ridica zilnic mâncarea caldă de la noi. Nu o pot consuma aici, dar și-o pot lua la pachet acasă, acolo unde sunt cazați, de fapt. Pe parcurs, în funcție de cereri, voluntarii de la Crucea Roșie Iași vor suplimenta stocurile. Tot ce trebuie să facă cetățenii ucraineni este să lase o cerere cu ce mai au nevoie.